Doamnelor și domnilor, urmează o discuție care, dincolo de amănuntele terifiante ale cazului, trebuie să schimbe ceva în noi. Pentru că nu suntem aici și mai ales emisiunea asta nu este făcută ca să fie nici justițiară, nici implicată politic, dar este pentru voi cei de acasă care nu trebuie să trăiți ce a trăit Ana Oros, doamnelor și domnilor. O femeie cu un destin cu totul și cu totul special, cu o structură sufletească pe care nimeni în nicio emisiune nu va reuși sau n-a reușit până acum să o descrie și să o citească așa cum vom face noi, cu ajutorul prietenilor, a colegilor, a apropiaților, și vom înțelege exact și ce trebuie făcut ca dumneavoastră. Dacă vă plimbați printr-un parc, să nu vă mănânce câinii pe românești. Avem foarte mulți specialiști care vor fi alături de noi. Alături de mine se află un om care a schimbat foarte multe în legătură cu legislație. E vorba despre Tudor Ionescu. Îl salut cu foarte mare drag. De asemenea, psihologul reputatul și binecunoscutul psiholog Eduard Puiu se află alături de noi aici. Și avem, vor fi alături de noi un veterinar reputat, care va intra puțin mai târziu, oameni apropiați, dar și oameni cunoscuți care au trăit aceeași dramă. O salut pe Oana Liz deocamdată, care se află alături de noi și care are și certificări de psiholog, așa că, Oana, dacă ai păreri interesante și importante legate de această poveste în calitate de victimă, dar și de om care poate analiza, cu mare drag. Doamnelor și domnilor, povestea o știți. Mai puțin, dar multă lume pune întrebări care se pun pentru că nu cunosc și nu au cunoscut omul. Ajungem la Tudor mai târziu, pentru că trebuie să înțelegem și ce trebuie să facem ca, oricum ar fi, omul să nu te omoare câinele pe-n parc. Și atunci ar fi foarte bine, și o să încep cu Eduard această discuție, să încercăm să înțelegem mai multe despre Ana Oros. Noi am luat legătura cu colegii ei, atenție mare, că astea sunt informații pe care nu le-ați primit de nicăieri, de la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării. Este un institut la care regretata Ana Oros a lucrat anul trecut, imediat după ce, vă aduc aminte, ea a fost atacată în același parc și numai o minune a salvat-o. Au fost doi oameni care au trecut pe acolo. Tu aveai mai multe amănunte, Tudor, despre asta, despre acele... În aprilie anul trecut a fost atacată de o haită de câini, o parte dintre ei fără stăpân, pe care Aspa i-a ridicat, și când s-a dus să ridice și ceilalți câini Aspa, au apărut niște proprietari care au zis: sunt câinii noștri, nu-i ridicați. Deci a fost un mix. Și atunci a fost atacată și, într-adevăr, probabil că dacă n-ar fi fost acele două persoane să o salveze, o tragedie s-ar fi întâmplat. Iată că, din păcate, aceste lucruri s-au întâmplat și le vom discuta de ce nu s-a remediat situația de atunci până acum. Atenție mare! Ana a venit la acest institut în iunie, după acest prim episod. Era, și aici începem să vorbim cu Eduard și încercăm să înțelegem mai multe despre Ana Oros și despre celebra întrebare care s-a pus într-una. De ce, după ce ai văzut moartea într-un loc, te mai duci a doua oară acolo, fix în același loc, și să fie fix același atac, din păcate cu deznodământ tragic. Ana era o fire foarte prietenoasă, un om bun, sufletist. Citesc din ceea ce mi-au trimis colegii săi de la institut: cu principii de viață morale rar întâlnite, o fire solidară. Pentru că am aflat că la o slujbă, în momentul în care a plecat omul care o chemase în acea slujbă, ea și-a dat demisia în semn de solidaritate, deși nu era obligată și nu o afecta în niciun caz ceva anume, da? Când le-a povestit colegilor despre experiența trăită, a spus: medicii abia m-au salvat, dar nu urăsc câinii. Spunea Ana că nu le e frică de ei, ci că a fost doar o întâmplare. Ea a rugat media să nu-i dea numele, pentru că, iată, o chestiune de ordin personal, anul trecut, în 2022, fiul Anei dădea examen de admitere la liceu și nu dorea ca această poveste să cumva să-l afecteze pe băiat într-un an foarte important, era clasa 8-a. O să mai trecem la alte amănunte. Până atunci, Eduard, ce înțelegem noi despre această poveste și despre
Ana Oros în datele pe care le avem acum. Acum, pe baza informațiilor pe care voi le-ați furnizat, destul de detaliate, dar și pe baza imaginilor care mi-arată mie că era un om cu niște principii morale și înclinată spre dezvoltare personală, făcea sport, da, avea niște principii sănătoase. Și cred că sportul a ajutat să treacă și peste dezamăgirile personale, pentru că sportul întotdeauna te ajută să te fortifici. Ea totuși trecea printr-o separare. O să vorbim deci și despre asta. Era un om înclinat către dezvoltare și către echilibru, și către bine, din punct de vedere psihologic. Și atunci, această chestiune îmi spune mie, și aici lansez o ipoteză la nivel prezumptiv, că în momentul în care a pățit primul episod, așa cum povestea distinsul invitat înainte, probabil a devenit pentru ea o fobie sau o frică de câini și chiar dacă nu și-a exprimat sentimentele în sensul în care probabil iubea animalele și n-a vrut să creeze, nedându-și numele, n-a vrut să creeze un debate la nivel național atunci probabil, a încercat să-și înfrângă această frică prin ceea ce noi, cei care ne ocupăm de psihologie, știm foarte clar că în momentul în care există o fobie de genul ăsta, cel mai bine este să o confrunți și să te obișnuiești cu ea. Acum, între paranteze fie spus, în cabinet sau psihologii se ocupă de tratarea fobiilor în două feluri, și anume în vivo și în vitro. În vitro înseamnă că tu vii în cabinet și lucrezi din punct de vedere cognitiv, să ajunge chiar la episoade de transă, hipnoză, în care îi reconstruiești mental episoadele, întâlnirea cu animalul respectiv, ce s-a întâmplat, în așa fel încât mentalul să se obișnuiască cu stimulul fobic, și în vivo, adică toate acele temeri. Gândiți-vă la un copil, apropo de copilașul, da, tău, care are o teamă, da, de întuneric. Foarte mulți părinți fac greșeala să-l arunce în întuneric ca să se obișnuiască. Nu, lucrurile astea se întâmplă gradual, îi pui o lampă de veghe, îl obișnuiești cu ușile deschise. Deci, apropierea față de stimulul fobic se face încet, gradual, în așa fel încât mentalul să reușească să se împrietenească și să dovedească frica respectivă. Asta încerca și Ana când probabil s-a dus eu exact asta, în același pe baza loc informațiilor voastre, eu asta presum că a încercat după episodul ăla să-și refacă traseul și gândindu-se că un calcul al probabilităților nu i-ar da un rezultat de genul ăsta, adică a doua oară în viață să fie atacat într-un mod atât de brutal de săracele animale, pentru că până la urmă ele nu au nicio vină, dacă stăm bine să ne gândim. Ei n-au nicio vină, acolo oamenii a încercat să se împrietenească cu fric și să își domine această emoție puternică. Asta presum, asta cred eu că s-a întâmplat. Din nefericire, uite, a avut parte din nou de un atac care i-a cauzat moartea. Îți mai dau un amănunt și le dau un amănunt foarte interesant celor de acasă. Ana Oros a luat legătura cu mama lui Ionuț, copilul care acum 10 ani de zile a decedat de asemenea sfâșia de câini. Știți foarte bine acel caz, care de asemenea a împărțit România în două și au fost rezolvări, o să vorbim imediat cu Tudor, dar și foarte multă ură în momentul acela și foarte multă intoleranță. O contactase pe mama băiatului lui Ionuț să facă demersuri pentru a nu se mai repeta astfel de cazuri. Și culmea, cu ea s-a întâmplat. Mai avem câteva amănunte foarte interesante până atunci. Oana, ești alături de noi, bun găsit. Ce ți s-a întâmplat și cum vezi tu, ca om care ai ajuns să studiezi psihologia umană și chiar să ai un drum în legătură cu asta? Bună, în primul rând, condoleanțe familiei doamnei Ana, din păcate, care trece prin aceste momente grele. În al doilea rând, da, eu am avut un episod asemănător, acum 20 de ani, când oricum erau mai mulți câini pe străzi, în care am fost mușcată. Într-adevăr, am trecut pe o scurtătură unde era o groapă de gunoi, n-am știut, era în spatele unor blocuri, exact, și o haită de 20 de câini m-au atacat, eu am leșinat și am avut noroc că cineva de la, tot așa, m-a salvat, un vecin, a văzut pe geam și a venit și i-a alungat, că altfel poate nici eu nu aș fi fost astăzi. Din fericire, nu mai sunt haite așa de câini prin oraș, cum era înainte. Eu pot să zic că am rămas cu o fobie, o frică toată viața. Abia de curând reușesc să mângâi un câine și să-mi înving cât de cât frica, dar consider că frica trebuie să ți-o învingi într-un mediu securizant, totuși trebuie să avem grijă. Este un subiect foarte fierbinte și nu înțeleg de ce trebuie să ne împărțim între cei care au pățit ceva și le frică de câini și cei care iubesc câinii. Trebuie să găsim, dar nu știu, poate după această emisiune, să găsim o cale comună în care să ne înțelegem cu toții, să conviețuim. E adevărat.
Îl avem aici pe Tudor Ionescu, care a avut misiunea, o misiune personală în cadrul Primăriei Capitalei, acolo unde a activat, pentru un mandat, dacă nu mă înșel, 4 ani de zile, și mi-a spus mai devreme că găsise o soluție. Și totuși ne aflăm în fața acestui deznodământ tragic. Povestește. Ai spus misiune personală și ai spus foarte bine. Și în primul rând, unu, ca să fie foarte clar și să nu existe nicio urmă de dubiu, niciun câine liber nesupravegheat nu are ce să caute pe domeniul public. Asta ca să scoatem această ipoteză din discuție, pentru că m-am luptat cu multe asociații de protecție animalelor care îmi spuneau că nu, câine ar fi trebuit. Nu, stop. Deci nu există. Nu există nicio justificare pentru această tragedie. După cazul de acum 10 ani cu Ionuț Anghel, care a fost ucis pe un domeniu privat, da, de niște câini microcipați, a început o hingheriadă demarată de domnul Oprescu și să zicem, pentru o persoană, să zicem, cinică, care nu are nicio empatie față de o altă ființă, ar fi zis, băi, omorâm pe toți, cum au făcut parizienii. Parizienii au chemat vânătorii, au ucis toți câinii și au terminat cu problema. Într-adevăr, într-o altă perioadă, nu acum. Dar iată că s-au tocat zeci de milioane de euro, în România și în București, cel puțin 2,5, conform Curții de Conturi. Au fost ucise 10.000 de câini sau 100.000 în toată țara și problema persistă. Exact. Deci este clar că nu este o soluție. Și atunci am demarat o amplă perioadă de consultare cu asociații de protecție animalelor, cu medici veterinari, cu asociația chinologică, cu europarlamentari și am, în 2017, am propus Consiliului General spre dezbatere, din care făceau parte toate partidele politice, o strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor, în care am detaliat măsurile pas cu pas care trebuie întreprinse, astfel încât să nu se mai repete niciodată așa ceva, dar și am îndrăznit să cred că este posibil acest lucru și mă bucur că am reușit să confirm acest lucru, putem să nu torturăm, ucidem animalele în chinuri, în condiții foarte proaste, în adăposturile care erau niște lagăre de concentrare, ca să nu ne ferim de termeni. Acea hotărâre a funcționat, a început să fie implementată, adică sterilizări gratuite. Pentru prima dată Bucureștiul a început să facă campanii de sterilizări gratuite. 30.000 de animale în 3 ani de zile au fost sterilizate gratuite, câini și pisici, din fondurile primăriei. Campanii de adopție, ameliorarea condițiilor în adăposturi, campanii de educație în școli, am mers ca să facem educație, cum interacționezi cu un câine, cum interacționezi cu un alt animal, etc. Ce s-a întâmplat din 2020, când ai spus foarte corect, mandatul mi s-a terminat, nu știu să-ți spun. Legea există, dar deci, rezultatul avem în felul următor. Operația a reușit, pacientul... Cadrul legal național există. Ordonanța, și vorbim foarte pe scurt ca să nu intru în tehnică legislativă, ordonanța 155/2001, dublată de legea 258/2013, care prevăd expres de la primul articol consiliile locale, administrațiile teritoriale, unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a înființa servicii de gestionare a câinilor fără stăpân. Da. La asta se adaugă ordonanța 55/2002, care prevede niște rase de câini pentru care trebuie niște măsuri suplimentare. Bangogu terrier, pitbull terrier, amstaffu, bangogu, borburu, care trebuie și declarați la asociație chinologică și la poliție. De ce menționez? Pentru că este important chiar în acest caz acest lucru. Și la acest cadru național am adăugat niște hotărâri de consiliu, ți-am spus-o pe cea mai importantă, dar am înființat Poliția Animalelor București în cadrul Poliției Locale a Municipiului București. Am finanțat sterilizările gratuite. Am solicitat Consiliului General chiar efectuarea unui recensământ al animalelor. Această hotărâre din 2019 văd că n-a fost implementată nici până astăzi. Un recensământ al animalelor în București. Să știm și noi câte animale avem, că nu știm. Așa e. Mergem pe supoziții. Da. Ce se întâmplă? În această zonă sunt două autorități, una locală și una națională, care trebuie să intervină. Cea locală, primăria, prin două instituții, serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, la capitală vorbim de ASPA, și poate și sectoarele au posibilitatea de asemenea de a înființa astfel de servicii. Sectorul 1 are, spre exemplu, sectorul 6 nu are. Nu este alegerea lor, nu a mea. Da. E o constatare. Iar la aceste autorități locale adăugăm, și este foarte important, autoritatea națională, adică Poliția Națională. Pentru că un câine, și aici vom interveni în mixul de câini care erau acolo, speța care s-a întâmplat cu Ana
În aprilie, când a fost detaliază că e foarte interesant. A fost atacată de o haită de câini, da, cum spunea și Oana mai devreme, o haită de câini. Dar eu vreau să întreb, ai vreo șansă ca un om, că mi s-a întâmplat și mie, ce poți să faci? Eu nu știu nici acum. În acele momente, dacă cineva nu te ajută, ai vreo șansă să scapi în viață dacă ești atacat de mai mulți câini? O șansă există, dar o să discut, adică asta e discuția administrativă și o să mergem pe zona kinologică, foarte etologică, cum ce facem în astfel de caz. Exact. Pentru că atacul nu este același. Câinii nu sunt toți la fel. Și contează foarte mult. Iar când ASPA s-a dus să ridice câinii de acolo, din acea zonă, în deci la atacul trecut. Din aprilie, dacă aprilie, nu mă înșel, da? A putut să ridice o parte din câini care erau pe domeniul public fără stăpân, dar pentru o altă parte din câinii care erau tot acolo pe domeniul public, fără zgardă, lesă, nimic, au apărut niște proprietari care au spus, nu, sunt câinii noștri, nu-i luați de aici. Acolo, poliția trebuia să intervină, să meargă la ei, cioc, bună ziua, Poliția Națională, și să spună, ok, ai un câine, este nemicrocipat, nesterilizat conform legii, în primul rând, amendă 1.000-3.000 de lei dacă este nemicrocipat, 5.000-10.000 de lei, deci nu sume mici, dacă este nesterilizat conform legii. Pune-te în legalitate, iar dacă câinele manifestă comportament agresiv față de polițiști sau de persoane, poate dispune inclusiv ridicarea lui, confiscarea lui și plasarea lui într-un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Acum ce s-a întâmplat? Acum nu avem informații, eu cel puțin nu am, poate aveți voi sau vă apărea la un moment dat, este foarte important, acum am permis să merg în partea kinologică, deci este așa, o zonă de câini. După luăm pauză și termin cu o întrebare. Este foarte important să vedem pentru dacă doar. Se va putea afla la un moment dat din raportul medico-legal care au fost mușcăturile și cum au fost mușcăturile. Pentru că aș diferenția în trei mari categorii câinii care sunt acolo. Pentru că în aprilie mușcată la cap. Și deci, la membre. Deci e clar că ea căzuse pe jos. Ea căzuse, exact. Nu există câine care să-ți sară să te muște de cap, înseamnă deci, că ea căzuse. Deci probabil că a atacat-o la picioare, a căzut și s-a întâmplat aș treaba. Aș diferenția în trei categorii, în ordinea periculozității, dacă vrei. Ai câinii, cum le spunem, maidanezi, câinii fără stăpân, care sunt pe stradă și care poate să vină să te atace. În general, însă, ei nu știu să atace. Vin pe la spate, așa, cam lași și te iau de picioare, eventual te fug de tine dacă te dai un pic la ei. După aceea ai o categorie de câini care sunt cu proprietar, evident, în curți, dar care și ies. Sunt acei câini semi-vagabonzi, cum îi numim. Și acei câini au un spirit de teritorialitate mult mai dezvoltat. De ce? Pentru că ei știu că dacă îl alergi, dacă îl fugărești, el are unde să se ascundă. Da. Are o casă, are o curte unde să intre, ceea ce maidanezul nu are. Da. Iar specific acestui loc, pentru că am fost acolo și am văzut, aici. La lacul Morii, pe câmp, da? Am văzut la fața locului, în depărtare, la câteva sute de metri de la locul tragediei, erau niște oi și un cioban cu niște oi, sau poate mai mulți ciobani cu niște oi. La oi, la turme, există câinii de stână, câine de turme. Acei câini sunt o specie cu totul aparte, cu care dacă te întâlnești, revin la întrebarea Oanei, îi eviți de la sute de metri, pentru că nici măcar ciobanul nu-i poate controla. Aia sunt niște câini aproape sălbăticiți. Deci ai trei categorii de câini care erau acolo în zona aceea și da, oamenii mi-au spus, avem și câini mai aici, ceea ce nu au ce să caute. Repet, plecăm de la această premiză. Mi-au zis, dar știi, problema principală este, uite acolo, și mi-au arătat în depărtare trei, permite-mi exprimarea mai puțin academică, cocioabe, case care clar nu erau îngrijite. Și mi-au zis, de acolo ies câini care merg pe stradă, n-au niciun proprietar, se duc în curte, ies din curte. Și printre câinii capturați acum, în acest sfârșit de săptămână de ASPA, ridicați de acolo, îți arăt poza, este și un câine, un metis de Amstaff sau de Pitbull. Dacă cineva îmi spune mie că acel câine este un câine, să zicem așa, de stradă fără stăpân, atunci înseamnă că eu nu știu absolut nimic și... Am înțeles. Deci acesta este câinele. Hai să vedem. Colegul cu mobila poate reușim să zoomăm pe această fotografie. Atenție, câinele ăsta n-are nicio vină. Deci nu spun că el este autorul sub nicio formă. Dar acesta este un metis, un molosoid, un metis de Amstaff, Pitbull Terrier. Ia să-l vedem. Da. Poza este pe pagina ASPA, deci nu am scos-o dintr-un document secret. Da? E deci, în regulă. Acest câine sigur nu este fără stăpân. Iar la nici 24 de ore, ca să înțelegem cât de problematici sunt acești proprietari unde trebuie să meargă poliția, la nici 24 de ore de la această tragedie duminică, în parcarea unui centru comercial din sectorul 6, deci din mijlocul Bucureștiului, nu la periferie, două exemplare de ciobănești de Asia Centrală. Pentru cei telespectatorii care nu cunosc rasele, ciobănescul de Asia Centrală e o namilă de vreo 60-70 de kilograme, care are o mușcătură de aproximativ 600 PSI, pounds per square inch. Cu o mușcătură îți distruge piciorul, te
o mușcătură, n-are nevoie de... Ăla e câinele care se luptă cu urși la, la da. Propriu, da? Alabaiu. Acele două exemplare, cu proprietar sunt sigur, erau libere, fără zgardă, fără nimic. Avantajul e că erau docile și au reușit să nu facă nimic. La tine până atunci pentru Eduard, un minut după care cu el o să continui, pentru că eu mai ofer câteva amănunte despre Ana Oros. Repet informații pe care nu le mai aveți nicăieri. Nu iubea doar oamenii, ci și animalele, natura și tot ceea ce ne înconjoară. Era implicată, după cum se știe, în demersuri ecologice. Iar despre partea personală, care cu siguranță îi putea oferi dorința de a ieși, de a fi în aer liber, de a se echilibra. Pentru cei care nu știau, în iunie, când a fost angajată la acel institut, nu se despărțise de soțul ei, era doar separată. Băiatul stătea cu tatăl din considerente financiare, pentru că, așa cum am citit și astăzi în Fanatic, Ana Oros era o femeie care nu avea câștiguri foarte mari și... Pentru ea, pentru orice mamă, e o problemă când nu stai lângă copilul tău, mai ales când, din păcate, nu poți tu. Dar, pe de altă parte, sigur, puteau să fie alte demersuri. Se pare că ea nu avea o situație financiară ușoară, iar după divorț, băiatul a rămas din aceste motive la tată. O să avem și prietenii care discute după. Ce zici? Da, pe noi ne interesează acum rezultatul. Noi discutăm practic despre tragedie. Faptul că Ana avea aceste... Încercăm să o înțeleg, să o cunoaștem mai bine pe Ana. Încercăm să o cunoaștem în ideea în care vrem să pricepem ce căuta acolo a doua oară, știind că acolo există un pericol. Mai există oarecum și o întrebare pe care mi-am pus-o. Eu nu știu dinamica desfășurării acestui eveniment, dar nu-mi imaginez că era singura, adică era un perimetru extrem de mare fără nimeni. Din și ce căuta, da. Înseamnă că în virtutea acestui sau pe baza acestui spirit solidar, da, a căutat niște locuri nepopulate, departe de, așa, sunt foarte mulți oameni, de exemplu, care aleargă în Herăstrău. Da. Informațiile pe care le sugerezi, pe care le transmiți tu, ne conduc la ideea că a căutat astfel de locuri, asta, Doamne ferește. Uite, avem de la, din păcate, o să vedem imediat după pauză, unde era pista de alergat și, din păcate, Ana era mult în spate, pe teren. Și într-un teren viran în care nu se află absolut nimic, o să vedeți după pauză, din probabil păcate se poate întâmpla căutat, orice. Să fie de și asta de... e o lecție pentru cei care poate vor să alerge în continuare în parc și se simt în pericol. Mergeți pe unde... Pare că e luminat și cât mai sigur, da. Unde pericolul există șanse foarte mari să puteți scăpa cu viață. Ne întoarcem imediat și cu alte mărturii extraordinare. Vorbim despre Ana Oros, doamnelor și domnilor, pentru cei care doresc să și-a rămas bun de la Ana Oros, știe, se află la Giuleș Sârb, după care va fi mormântată la Baia Mare, probabil că știți lucrul acesta. Oana Lisa a pus o întrebare, îi va răspunde imediat Tudor Ionescu, suntem alături de Eduard Puiu și Tudor Ionescu. Pe de altă parte, suntem în acest moment pentru că vrem să o cunoaștem pe Ana. Despre Ana aflăm acum numai la timpul trecut. De prea multe informații la timpul trecut și este reflectată prin intermediul acestei tragedii. Roxana, una dintre bunele ei prietene, se află în legătură video alături de noi. Va intra și Florin imediat, un alt prieten. Aș vrea să vorbim despre Ana, tocmai pentru că foarte mulți oameni vorbesc despre o persoană fără să o cunoască. Să spună, păi de ce a făcut aia? De ce a făcut ailaltă? Noi suntem aici pentru a încerca să știm despre această femeie cu un suflet grozav, cine a fost ea și suma tuturor experiențelor ei trebuie aflată. Să rămână, Roxana, condoleanțe pentru că ai pierdut o prietenă dragă. Povestește-mi puțin despre Ana și dacă există lucruri în sfera publică care crezi că ele trebuie puse la punct în legătură cu Ana, te rog să o faci în momentul ăsta, că e chiar moment oportun. Nu știu dacă pot să spun bună seara, dar încerc să mă adun să pot să vă transmit câteva gânduri. În ultimele zile, sincer, nu am ascultat tot ce s-a vorbit la TV, pentru că am fost ocupați cu alte informații și detalii. Tot ce pot să vă spun despre Ana Oros, Ana Oros Daraban, ea în continuare își păstrase numele și pe Facebook de Daraban, deoarece așa o cunoșteau oamenii mai bine. Era un om
debordat de energie, poate cel mai energic om pe care l-am întâlnit, un om care se dedica actelor caritabile și făcea foarte mult pentru oamenii din jurul ei. A fost implicată în numeroase proiecte de-a lungul timpului. Era un om cu adevărat valoros, ca să nu mai zic de cât putea să ofere celor din jur, nu știu, informații în legătură cu orice ținea de mediu, de pleda foarte mult pentru pentru mediu și dacă observa în jurul ei, nu știu, de multe ori aduna gunoaiele de pe jos, mergeam pe stradă și aduna gunoaiele sau nu suporta oamenii care aruncă sau care nu au grijă de mediu, de natură. Nu știu ce aș putea să vă spun, că era un om care se implica, organiza Roșia Montană, era foarte dedicată și... Roxana! Unul dintre, te rog, să zic așa, marile pasiuni, alergarea, și făcea asta cu foarte multă bucurie, avea puterea de a strânge mulți oameni în jurul ei, de a-i conecta. Datorită ei cunosc și foarte mulți oameni de calitate. Roxana, mă auzi? Da. Apropo de pasiunea ei, sigur, iată, Ana a avut o experiență foarte grea anul trecut, apropo de câini, și totuși nu a renunțat nici la alergare, nu a ales să-i fie frică de câini și tot acolo s-a dus. Ce-i vorbit cu ea despre toate aceste experiențe? Dar de ce nu s-a luat nicio măsură, domnul Branco? Mi-a povestit cu lux de amănunte ce se întâmplă. Am ajuns și atunci la spital. Imediat. Te rog, Rosana. Te rog, spune. Venim imediat, Oana. Zi. Tot ce știu era că ei nu era frică de câini și nici de alte animale. Într-adevăr, avea un spirit destul de liber, să spun. Nu știu, am mers pe munte împreună, știu cum reacționa pe trase și nu se panica niciodată de la nimic, chiar dacă, nu știu, întâmpina dificultăți. Știu că nu era frică de câini, atât pot să vă spun. Nu era frică absolut deloc. Când am fost dată pe munte cu niște câini de la stână, știu că a aruncat cu pietre ca să nu se apropie și nu s-au apropiat. Din păcate, cu ceea ce s-a întâmplat, nu știu să vă dau detalii. Cred că nu este... Nu putem să judecăm de ce a făcut sau de ce a trecut pe acolo sau cum a trecut. Nimeni nu știe acest lucru. Există o anchetă, din păcate sau din fericire pentru mine, nu detalii de anchetă, doar că ea nu își dorea în urma anchetei să învinovățească pe cineva neapărat. Voia să nu mai pățească nimeni asta, dar nu voia să arunce către vina către cineva neapărat. Nu își dorea sub nicio formă astfel de divergență. Chiar îmi spunea că nu dorește anchetă, nu dorește... În schimb, dorește să nu se mai întâmple asta celorlalți oameni. Celorlalți. Și am fost de acord și să intru, chiar dacă mi-e greu să vorbesc, în ideea în care a se vorbit despre omul Ana, omul care absolut făcea multe, multe lucruri. Mulțumesc, da. Roxana. Alexandra se află alături de noi. În schimb de anchetă, nu. Da, nu e niciun fel de problemă. Mulțumim, Roxana, rămâi alături de noi. Alexandra, vorbim acum despre Ana Oros. Presa a scris acum 2 sau 3 zile că ea încerca, tocmai trecând prin același loc, și de asta îl chemasem pe Eduard Puiu, să-și învingă o frică. În același timp, însă, Roxana ne spune
că ea de fapt era un om care nu avea această frică, iubea animalele și nu supralicita această... Noi am lansat această ipoteză fără să avem informații. Ea mi-a spus că nu era frică de nimic. Și nici măcar nu era un om solidar din ceea ce povestește prietena ei, în sensul în care avea spirit civic, vroia să fie înconjurată. Deci pur și simplu este o întâmplare nefericită, fără să aibă neapărat legătură cu firea ei, cu felul de personalitate. Alexandra, ce ne poți spune despre Ana? Da, pe Ana lucrăm împreună am lucrat împreună de 10 ani în cadrul Asociației Pacea Mama România, împreună cu ea Daniel. Bună seara, ziceam că eram cei trei mușchetari, făceam proiecte pentru educație, conștientizare, programe pentru drepturile naturii în multe locuri din țară și mai ales la Roșia Montană. Organizam împreună maratonul Roșia Montană și, ce să spun, cum a spus Roxana, un om cu foarte multă dărzenie, verticalitate și mai ales o inimă de aur. Îi plăcea să dea necondiționat și să mă apucă să fie acolo la rău, mai ales și la bine, dar și mai ales să fie un stâlp de sprijin la rău. Și un om care spunea lucrurile alb-negru în față, deci nu te menaja. Și mie îmi spunea, am o fetiță de 4 ani, vorbeam tehnici de parenting, Alexandra, poate creștește aici, ia fi atentă, îți trimitea un studiu. Multe, multe lucruri de suflet și în aceeași timp foarte creativă. A creat foarte multe proiecte cu care mai Daniel ne poate povesti despre proiectele în liceele din București. A creat Viața Verde București, un festival în București. Deci foarte inovatoare. Da, foarte frumos. Revenim imediat la voi. Eduard, avem un tablou aproape complet. Nu se verifică neapărat ipoteza conform căreia i-a fost frică și s-a dus acolo să-și învingă frica. Deci ipoteza asta, pe baza spuselor celor apropiați, nu se verifică. E adevărat. Prin urmare, asta încercăm să lămurim lucruri în legătură cu Ana. Rămâneți alături de mine, Roxana și Alexandra. Pusese o analiză, o întrebare care cred că era importantă și cred că aici Tudor poate să răspundă. A întrebat ce se poate face astfel încât să nu se mai întâmple lucrul acesta. Eu, ca o victimă acestui atac, eu pot să zic că în 2 minute eram căzută jos. Deci e un atac foarte rapid, nu ai timp să reacționezi și dacă ești femeie și te pierzi cu firea, cum mi s-a întâmplat mie, că am leșinat, eu în 2 minute eram căzută jos. Dacă nu mă salva cineva, nu mai eram. Da, două lucruri. În primul rând, pentru a se evita astfel de lucruri, am discutat în prima parte a discuției noastre, partea administrativă, respectarea legii, sancționarea proprietarilor care nu-și îngrijesc și aplicarea legii. Deci asta este ce se face pentru a se evita, exact ce am reușit să facem până în acest punct, din păcate. Este o informație foarte importantă pe care ne-a spus-o, dacă nu mă înșel, Roxana, și anume că Ana... Și din imagini se vede că aceste imagini sunt de pe munte, iar pe munte sunt stâne cu câini. Câinii de stână sunt o specie cu totul aparte, care atacă și care duc atacurile foarte departe. Informația importantă din punctul meu de vedere, punct etologic, de comportament canin, este că dacă Ana mai fusese confruntată cu astfel de situații, a aruncat cu niște pietre în acei câini pentru a-i ține la depărtare, este... Nu vreau să o dau ca o certitudine, dar este mult mai plauzibil ca acești câini care au atacat-o acum să fi fost niște câini care știau și duceau atacul până la capăt. Pentru că nu o văd pe Ana, pe baza spuselor Roxanei și a Alexandrei, sper că nu am greșit numele, ca Ana să fi fugit de acei câini și să devină o pradă mișcătoare pentru ei și să se sperie, să nu aibă prezență de spirit, să nu caute în acel câmp unde eu am fost și sunt pietre, că sunt deșeuri. Altă problemă a societății noastre, dar elemente cu care ea putea să arunce și să se protejeze. Deci, din ce în ce mai mult, este o ipoteză pe care am spus-o, pentru că se aruncă foarte mult vina doar asupra unor câini fără stăpân. Un câine fără stăpân, dacă arunci cu ceva în el, dacă Ana a reușit să țină la depărtare niște câini de stână, pe care, credeți-mă, eu nu vreau să fiu confruntat cu un câine de stână, că ăla se bate cu ursul. Deci dacă a ținut un câine de stână... Deci dacă a reușit să țină la depărtare niște câini de stână, ar fi știut ce să facă în acea situație. Ar fi pus mâna pe niște pietre, s-ar fi protejat cumva. Deci aici vorbim de niște câini care, fie
știau cum să atace și este o diferență foarte mare, adică un câine care știe cum să te muște, știe de unde, știe cum să aplice presiune, știe cum să adâncească mușcătura, știe să sfârtece, să scuture, duce lupta cu tine. Este o diferență foarte mare între un câine de genul ăsta și un câine care vine parșivește pe la spate, te ciupește un pic și dacă te-ai întors la el, deci, și ai aruncat, fuge de tine. Atunci, întrebarea care era pusă, cineva alergă prin parc. Ce e de făcut? Permitem să încep cu ce nu este de făcut. Că știm cu legea, știm că trebuie adunați. Suntem, uite, tot acolo. Suntem. Ce e de făcut? Acum, eu ca om alerg. Ce fac? Ce nu este de făcut, în primul rând, este să nu continui să alergi. Adică te oprești. Deci când vin, știu, este destul de contraintuitiv și împotriva spiritului ai de conservare. Vrea să fugi de ei, da. Ai vrea să fugi, dar crede-mă că nici Usain Bolt nu poate să depășească în viteză și în anduranță un câine și mai mulți câini. Deci te oprești, încerci să-ți păstrezi calmul și în acel moment depinde de câinele care te atacă. Încerci să nu faci contact vizual cu el pentru că o poate interpreta ca o provocare, dacă este unul sau mai mulți. Încerci să-ți cauți o protecție în jurul tău. Poate că circulă cineva, poți să strigi pe cineva. Nu cred nici în... nu există o regulă care se aplice la toți, deci asta să fie foarte clar. Dacă ai ceva la tine, o geantă, un element pe care să-l poți folosi, chiar o geacă, dacă poți să o dai jos de pe tine și să te protejezi în primul rând pe tine și să o folosești ca o barieră cu acel câine, încearcă să o faci. Și dacă poți să te îndepărtezi în lateral, astfel încât să vezi totuși dacă acei câini continuă să vină după tine și totul să se întâmple ușor. Din păcate am văzut niște informații vehiculate în presă în care se spunea dacă un câine te atacă, încearcă să-l lovești în nas, în gât și în ceafă cu piciorul. Credeți-mă, vă arăt pozele cu acei ciobănești de Asia Centrală, cine încearcă să lovească un Asia Centrală rămâne cu piciorul, fără picior. Rămâne fără picior. Adică nu asta este abordarea. Foarte important. Iar un element care poate părea foarte mic, dar destul de important, există acele mici spray-uri paralizante de 35 de lei. Un astfel, care este mic, da, pe care acestea sunt imaginile filmate, acestea sunt cele două exemplare găsite la nici 24 de ore de care v-am povestit. Cine vrea să lovească în nas, în gât sau în ceafă cu piciorul un astfel de câine, e binevenit să o facă. Ferească Dumnezeu. Aici avem avantajul că aceste două exemplare erau super docile și polițiștii au procedat bine, le-au dat mâncare așteptând să vină ASPA și mai ales sunt foarte curios ce s-a întâmplat cu proprietarul, dacă au proprietar. Revenind, un mic spray paralizant de 35 de lei poate ajuta foarte mult, pentru că dacă sperii unul din câini, e posibil ca și ceilalți să bată în retragere. Da. Deci oricum, și iarăși îmi permit, acum am mers la cazul în care există confruntarea, să analizăm foarte bine unde mergem. Dacă mergi pe munte, gândește-te că există șanse mult mai mari să te întâlnești cu câini de stână decât dacă nu. Da. Să ne uităm întotdeauna în față, să nu ne uităm pe telefon și să ne uităm să încercăm să vedem în depărtare. Pentru că acolo, repet, exact unde s-a întâmplat această tragedie, din păcate, nu în depărtare, era o stână cu niște oi. Am văzut o carte despre care vorbeam. Roxana, Alexandra, aș vrea să rămâne și după pauză, dar până atunci mi-ați descris-o pe Ana în niște culori foarte vii, foarte frumoase. Și aș vrea să vă întreb, dincolo de această experiență personală, pentru lume, dincolo de această tragedie, va rămâne ceva după Ana? Ce va rămâne, Roxana? Ca om și ca om care a făcut o anumită diferență. După Ana, în primul rând, rămân foarte mulți oameni conectați datorită ei. Rămân foarte multe proiecte pe care o să le continuăm, inclusiv Roșia Montană. Pe mine m-a certat că n-am mers 2 ani la rând. Da. Și am promis că o să merg acum. Dar n-am mai apucat apoi să vorbim. Rămân foarte multe proiecte. Rămâne spiritul ei cu noi și rămân, v-am zis, foarte mulți oameni conectați care fac lucruri frumoase împreună. Și multe sperăm lacrimi să rămână în a noastră, așa cum o știam noi, foarte plină de viață. Ei nu îi plăcea să fie compătimită, nu îi plăcea niciodată, nu suporta poziția de victimă. Ea era tot timpul pozitivă, sau cel puțin așa arăta, pozitivism foarte mult. Ea ne încuraja pe noi atunci când a avut accidentul, mai mult decât o puteam încuraja noi pe ea. Și ceea ce pot să vă spun, că în urmă cu 9 luni, din câte mi-a povestit, ea cunoștea câinii respectivi
care au atacat-o atunci, acum 9 luni. Îi cunoștea, se mai confruntase cu ea, dar nu erau atât de agresivi. Atunci fuseseră atât de agresivi din cauza faptului că un câine alfa, a spus ea, s-a apropiat mai mult și a început să atace. Iar apoi ceilalți câini au înconjurat-o și automat dacă ești înconjurat nu te apăra. Foarte interesant. Te aperi foarte greu. Mulțumesc, Roxana. Ne întoarcem imediat cu Alexandra și câteva minute. Acum nu știu să vă spun. Ne întoarcem după dacă pauză cu Alexandra și concluziile. Nu, știu doar ce s-a întâmplat pauză. Atunci pentru că mi-am găsit. Da, îi mulțumim foarte mult Oanei Lis pentru întrebări și pentru mărturisiri. În alături de Roxana, Alexandra, Tudor Ionescu și Eduard Puiu. Alexandra, un minut mai vreau de la tine, apropo de ce am întrebarea mea legată de Ana, după care vreau o concluzie de la cei doi experți pe care i-am invitat aici. Sigur, cu mare drag. Ce rămâne în urmă, cred că și muzică. Zilele astea, prietenul drag al Anei, Florin Ștefan, i-a compus o melodie la Nai, cred că se va numi Anna's Flowers, plus anul trecut, după accidentul din luna aprilie, echipa Roșia Montană Maraton, împreună cu Ancestral Project, am creat melodia Aurul din inima ta. Deci, cumva, o să încercăm să ducem mesajul de conștientizare a nevoii de a fi în comunitate, a face lucruri bune împreună, a ne aduce darurile interioare în beneficiul comunității prin muzică și artă și proiecte pentru liceni și studenți și elevi. Ei sunt, cred că, cei mai deschiși la așa educație este. Și efectiv, Roxana, pacea mamă. Roxana și Alexandra, vă mulțumesc foarte mult. Vom încerca să mai vorbim despre Ana în zilele acestea. Vă propun să menținem legătura. Vă mulțumesc pentru mărturisirile voastre extrem de importante. Rămâneți până la final, mai avem 2 minute, Eduard. Vreau să spun rapid, vorbeam mai devreme cu Tudor despre comportamentul câinilor și ne dăm seama că indiferent cât de bine ai fi pregătit psihologic, în astfel de situații când dai nas în nas cu anumite exemplare, n-ai ce să faci. Deci nu este o strategie anume, drept pentru care mă întorc la problema generală și spun așa, până se vor remedia lucrurile în țara asta, din punct de vedere administrativ, cred că noi trebuie să, din păcate trebuie să existe un precedent de fiecare dată ca să ne luăm, să învățăm câte ceva. Am mai fost una cu 10 ani cu sus. Am mai fost și o să mai fie. Asta e și grav. Exact. E, până una alta ar trebui, în primul rând, dacă vrei copiii să ne educăm în spiritul ăsta și să căutăm locuri amenajate, să căutăm să facem sport sau să ne deplasăm acolo unde există lume, unde nu sunt pericole și dacă se poate în astfel de situații, așa cum spunea Tudor, să avem la noi poate un spray sau să avem anumite mijloace cu care să ne putem pregăti. Asta e ceea ce putem să extragem din acest Mulțumesc caz nefericit. Un minut. Tudor. Bun, 30 de secunde, ce trebuie să facă administrația? Să revină la hotărârea de Consiliu 170, să aplice, să revină la ce făcea în anii 2016-2020, când am reușit să controlăm acest fenomen. Și hingheriadele și-au arătat ineficiența. Deci nu asta. Nu asta, ci sterilizare, iar poliția să sancționeze drastic, îndrăznesc să spun chiar cu închisoare acolo unde se poate, cadrul legal există, pentru cei care își lasă câinii pe stradă, câini antrenați pentru luptă și câini care duc mai departe lupta cu un om chiar dacă el se apără. Iar celelalte 30 de secunde, ce facem? În primul rând, nu fugim de câini, încercăm să ne păstrăm calmul și în măsura în care se poate să avem la noi întotdeauna să încercăm să dăm un telefon în acele câteva secunde pe care foarte le câștigăm și să nu începem o confruntare directă pentru că, în definitiv, un animal Mulțumesc va câștiga mult. Întotdeauna. Roxana, Alexandra, Oana, Eduard, Tudor, mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să o odihnească pe Ana, ce om a plecat dintre noi. Din păcate, toți o cunoaștem acum, toți, de, o cunoștea nici aia, dar toți o cunoaștem acum din perspectiva unei tragedii fără sfârșit. Mulțumim, Ana, vă mulțumim și dumneavoastră. O să mai urmărim această poveste. Toate cele bune, ne vedem mâine.